Un tânăr de 20 de ani a fost reținut de oamenii legii după ce a furat tehnică dintr-un magazin. Valoarea prejudiciului cauzat se ridică la aproximativ 25.300 de lei. Infracțiunea a avut loc în noaptea de 8 februarie în jurul orei 2 în orașul Criuleni. Tânărul a fost identificat după ce a publicat pe internet anunțuri privind vânzarea bunurilor furate. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din magazin se vede cum tânărul sparge geamul și sustrage mai multe gadgeturi din vitrină. Bărbatul a fost reținut de angajații inspectoratului de poliție Criuleni. El se ascundea la un prieten în satul Ohrincea. În urma audierilor, suspectul și-a recunoscut vina. Am văzut de fruct, nu-ți pot fereastră așa, am intrat. De unde l-a probat? Am luat pe dintr-un gărb. Și pe patron? Și-am luat două laptopuri și două planșete. Tânărul a fost anterior judecat pentru deținerea și comercializarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Poliția a inițiat o cauză penală pentru furt. Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă o amendă de până la 67.500 de lei sau până la 4 ani de închisoare.